Thank you.
2. Fanfara fraților, Lucan! Felicitări, felicitări dragilor! Sunteți minunați și vă mulțumim că v-ați adunat într-un număr așa mare. Ovidiu, e bine, vorbim jos. Bravo, felicitări oameni minunați, oameni care au o experiență de ani și ani, dar și tinere vlăstare ale acestui cântec și le mulțumim tare, tare mult. Un rând de aplauze pentru ei! Fanfara fraților Lucan! Facem un la mulți ani și încheiem! Mulți ani! Un mulți ani trăiască! Hai! Rău vin! Să trăiască! Mulți ani trăiască! Dragilor, vă mulțumesc din suflet pentru tot efortul. Mulțumesc că Fanfarei fraților Lucan pentru toată deschiderea. Vom avea multe evenimente în termenul legal stabilit de lege, așa cum este frumos. Mulțumim partenerii noștri pe care ați auzit, sponsorilor care au fost afișați. Mulțumim în mod deosebit sau mulțumesc în mod deosebit acestor copii minunați, încă mai sunt la treabă și mai au treabă încă 2-3 ore, pe care vreau să-i aplaudați. Vă rog frumos! Poftiți! Uitați, mai avem! Mulțumim tuturor celor care ne-au asigurat siguranța și ordinea aici. Nu-i pomesc că-i uit și după aia mă fac de rușine. Și, desigur, mulțumesc bunului Dumnezeu care de atâția ani ne arată să fim și mai mulți, și mai multe fapte bune, și mai mulți copii fericiți și, sigur, mai multă biruință asupra sărăciei, asupra bolii, asupra foamei și asupra indiferenței. Vă rog din toată inima, de aici, de aproape, de departe, aplauze pentru voluntarii noștri, inimă! Și nu vă supărați dacă vă cer să încheiem această manifestare minunată, acest festival al inimii, al bucuriei, al familiei, al copilăriei, al vieții și al faptelor bune, cu o rugăciune. Mă întreb, oare ce rugăciune să cântăm și să știi băieții să ne acompanieze? Dacă nu, spunem cu toții un Tatăl nostru din toată inima, să aducă Dumnezeu toate duhurile necurate, să aducă numai bucurie și fericire copiii noștri pe dotindem. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul al lui Dumnezeu, pentru cine preacurate-i maicii tale,
ale Sfântului Dr. Cosma și Damian, ale Sfântului Ardiaconul Ștefan, ale Sfântului Ioan Botezătorul, ale Sfintei Veonica, Mirosina și ai tuturor Sfântului, te rugăm să binecuvintezi pe toți cei care s-au jertfit la acest eveniment, pe voluntari, pe donatori, pe artiști, pe toți partenerii noștri, dați pe toți sponsorii, că Sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Să fiți binecuvântați din suflet, vă mulțumesc și mă înclin. Doamne ajută! Doamne ajută. Mulțumesc, copii! Părinte misionar, mulțumim și noi foarte mult și mulțumim totodată tuturor oamenilor care au fost coordonatori pe departamente specifice pentru a realiza acest eveniment deosebit. Nu se putea altfel ca dumneavoastră să nu aveți oameni speciali așa cum sunteți și cum sunt faptele Asociației Glasul Vieții pe care dumneavoastră le coordonați. Mulțumim tare mult și din nou mulțumim tuturor coordonatorilor de departamente, mai ales specifice, a acestui eveniment. Toate le facem spre slava lui Dumnezeu și spre a noastră mântuire. Amin. Să fiți binecuvântați. Sunteți eroi noștri. Hai, repede, aici! Și nu mai nici cu toți copiii!